Gazprom încă nu a informat Republica Moldova dacă examinează opțiunea tranzitului de gaz printr-o rută alternativă. Asta într-un scenariu în care anul viitor Kievul nu va prelungi contractul de tranzitare a gazului rusesc prin conducta transbalcanică. Despre acest lucru a anunțat ministrul energiei Victor Parlikov. 1. Dacă și iarăși asta și era sensul de a avea o comunicare cu Gazprom la acest capitol, pentru că noi trebuie să înțelegem, ei se pregătesc sau ei nu se pregătesc de scenariu alternativ. Pentru că noi nu vrem să ne trezim pe 31 decembrie, că ruta alternativă nu există și ruta și contractul nu este prelungit. Deocamdată nu este o claritate din partea Gazprom. În noiembrie va fi o nouă, spunem, o perioadă în care vom ști dacă vor fi sau nu vor fi contractate capacitățile trimestriale pentru trimestrul 1 anului 2025 pentru transport pe ruta transbalcanică. Noi ne pregătim de orice scenariu. Repet, discuțiile care vizează tranzitul pe teritoriul Ucrainei după 1 ianuarie nu vizează doar Republica Moldova, vizează și țări ale Uniunii Europene. La ședința de astăzi, guvernul a aprobat regulamentul și planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale. Documentul stabilește măsuri adaptate la trei niveluri de criză: situație de alertă, timpurie, situație de alertă și de urgență. Încă în luna august, Moldova Gaz a solicitat un răspuns de la Gazprom privind livrarea gazelor rusești și prin rute alternative. Până acum, gigantul rus nu a reacționat. La sfârșitul anului 2024 expiră contractul de tranzit al gazului din Rusia prin Ucraina spre Europa. În contextul invaziei ruse în Ucraina, Kievul a reiterat că nu va accepta o prelungire a contractului. De aproape 2 ani, gazul rusesc nu mai este folosit de consumatorii de pe malul drept al Nistrului. În schimb, întreaga capacitate de gaz din Rusia este utilizată de locuitorii regiunii Transnistria.